suntem în această seară la părtășie ca să ne bucurăm în prezența Domnului și din nou să deschidem cuvântul pentru a ne lăsa învățați de Dumnezeu. Oricâți ani avem de pocăință, avem un cuvânt în Scriptură care spune toți vor fi învățați de Dumnezeu. Eu pot fi învățat și am învățat astăzi, dumneata poți fi învățat. Oricât de vechi am fi pe care a pocăinței, Dumnezeu încă mai poate să ne învețe. Amin? Amin. Dragii mei, am deschis la Scriptură acest pasaj prima vede din capitolul 4. Și vreau să mă opresc la ispitirea Domnului Iisus. Și haideți să învățăm de la El. Exact cum spuneam, în această zi să învățăm de la Domnul Iisus. Ar vrea să vă spun de la început, ca o mărturisire, nu o să învățați nimic de la fratele Fedor. Pentru că fratele Fedor a căzut de multe ori în ispită. Nu pot să vă dau o lecție în privința aceasta. Și în această seară m-am învățat de la unul despre care s-a zis că a fost ispitit în toate. Ca și noi. Dar? Fără păcat. Binecuvântat să fie numele Lui. El este profesorul profesorilor. Cel care ne poate învăța totul în materie de ispită. Singurul care a biruit toate ispitele. O, binecuvântat să fie numele. De la El vreau să învăț în seara aceasta. Dragii mei, sunt unii care spun că nu chiar în toate ca și noi. Avem frați care vor să îl facă pe Iisus un fel de înger, un fel de, nu știu, chiar în toate, frate, Iisus a putut fi ispitit ca mine, da, aleg să cred ce a zis Biblia, că a fost ispitit în toate. Nu aproape toate, în toate. De aceea spune că este un mare preot care își merită numele de mare preot. Pentru că înțelege toate situațiile care le-am eu. Îl iubesc pe Iisus că a trecut în pasul. Exact ca mine. Și mulțumesc că mă înțelege atunci când sunt căzut. Pentru că a trecut prin toate. Auzeam predici care făceau de Iisus un fel de îngeraș care umbla pe nori. Frate, lui Iisus nu i-a fost sete când a zis mie sete. Iisus a zis mie sete ca să împlinească Scriptura. De parcă Iisus umbla așa prin Ierusalim și ca un mic roboțel și acum împlinea Isaia 6:4, acum împlinesc Ieremia 4. Dar nu era sete. El nu a fost ispitit, că el nu era ca noi păcătos. Dragii mei, de aceea îl iubesc pe Domnul Iisus mult. Pentru că a fost 100% om. Și 100% Dumnezeu. Amen. Și înțelege problema ta. Și înțelege problema mea. Pentru că a trecut prin toate ca și tine. Binecuvântat să fie. Ispitirea. În această zi, în mod deosebit, am să predic tinerilor. Pentru că am văzut foarte mulți tineri. Mi-am schimbat predica. Am zis, trebuie să predic ceva pentru tine. Că am prea mulți tineri în mână. Și nu l-o să scap. Că nu știu când mai apuc. Mai ales că a mea chemare, în primul rând, este la tineret. Nu sunt pentru convenții mari, nu sunt pentru... Dar pentru tineret sunt sigur că Dumnezeu m-a chemat. Am pentru ei un mesaj. De obicei, atunci când se predică din textul acesta, chiar eu, cum am predicat de aici, simplificăm mult prea mult textul. Zicând ceva de genul, Iisus a biruit ispita prin cuvânt. Aș spune așa, corect, dar incomplet. Dacă din textul ăsta atât putem să scoatem, suntem săraci. Ar vrea să accentuez în această seară, în mod deosebit, faptul că Iisus a folosit mai multe arme împotriva diavolului. Vreau să subliniez o idee centrală în seara aceasta. Cât de important este să fii echipat spiritual, complet. Nu doar cuvântul, cum predică mulți. Nu este corect să punem accentul pe o armă mai mult decât pe alta. Iisus a fost un om echipat în mod complex în războiul spiritual. Suntem în război spiritual, avem lupte cu diavolul, dar nu ajunge o armă. Hai să deschidem Scriptura la un verset sau chiar două, din Luca 11. Începând cu 21, terminând cu 22. Luca 11, 21. Scriptura spune așa, când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost.
Dar dacă vine peste unul mai tare decât el jubilie, atunci i-a pus la toate armele în care se încredea și împarte prânzile luate de la el. Versetul 21 sublinează foarte clar că n-ajunge să fii tare. Îi plin penticostalismul de oameni tari. Trăim vremuri în care penticostalismul, care mișcarea carismatică este foarte declarativă. În numele lui Iisus îți poruncesc, rostesc binecuvântare, rostesc cutare și declarăm și scoatem duhuri și proclamăm și iar declarăm și iar proclamăm că suntem biruitori, că mai știu eu ce. Și când dăm noi când eram bine, când călcăm pe diavol în picioare, suntem biruitori și taie scara și... Păi că diavolul nu vine. Frații mei, nu ajunge să fim tari de gură. Creștinismul modern e tare în gură. Proclamăm și declarăm și proclamăm. Dar fraților, spuneți, când omul cel tare și bine armat. În seara aceasta, despre asta vorbesc. E important să fii înarmat. Și spune cuvântul aici, diavolul are strategie. Dar dacă, zice cuvântul aici, vine peste unul mai tare de vioșorbire, ce face? Îi ia cu sila armele. Diavolul nu vrea să te bată din prima. Întâi îți ia armele. Că un om dezarmat e egal cu zero. Da? Cunoaștem în Scriptură un pasaj în care niște tineri s-au trezit ei să scoată draci. Se bizuiau pe diploma sau pe legitimația de păstor a tatălui lor, Sceva, care era recunoscut ca preot în vremea aceea, și s-au gândit ei că ce-ar fi să scoată draci. Vă întreb, au rostit formula corectă? Da. Da. În numele lui Iisus pe care îl predică Pavel, vă poruncim să nu da, da? Declarativ. Cât despre gură erau exact ce trebuie. Știau formula. Dar vă întreb, voi și draci. Păi de ce da? Că au fost tari, au fost îndrăzneți. Că e plină biserica de oameni îndrăzneți, care se ridică împotriva duhurilor, împotriva bolilor, și îi zic și îi proclamă, e plin. Asta e moda. Textul spune că demonii sunt tari, nu știu să-ți mai mult. Păi Iisus să știm. De Pavel ne este frică. Dar voi? Cine sunteți? Omul dezarmat este un anonim. Nici cerul și nici iadul nu se termină. Omul n-ajunge să fim tari. Trebuie să fim înarmați. Dumnezeu să-și închipeze poporul în seara. Un alt pasaj din Sfânta Scriptură, pentru toți cei care cunoaște pasajul de Efeseni, capitolul 6, este un cuvânt acolo, Efeseni 6, pe care îl știm cu toți, spune îmbrăcați-vă cu ce? Cuvântul cheie, toată. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ținea piept împotriva loviturilor diavolului. Mai jos, versetul 13 din nou. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu. E așa de important să pricepem că Dumnezeu ne vrea echipați cu toată armătura spirituală. Dumnezeu să ne vedem. Dacă un exemplu foarte popular, foarte normal, din lumea aceasta obișnuită, într-un război, în secolul 21 astăzi, dacă izbucnește un război, Doamne ferește, chiar nu este important să fii foarte tare. Astăzi, e foarte important să fii în armă. Nu mai este un război între noi și turci cu coasa. Noi ne tot lăudăm cu românii noștri care cu pieptul gol și cu târzenie și dibăcie, cu niște coste, cu niște furci, i-au bătut pe turci. Astăzi povești de acum 200-300 de ani. Astăzi nu mai merge așa, dacă România sau Canada nu este înarmată, este pradă ușoară unui stat, nu mai mic. Astăzi războaiele sunt războaiele tehnologiei, războaiele ale performanței armate. De bună seamă un exemplu, în războiul din Irak, în 2007 s-au luptat americanii și arabii. Dacă stau să mă uit atent, dacă să jignesc pe nimeni, americanii sunt cele ficoși oameni care-i cunosc.
Am locuit în America, nu există popor la fricos. Nu e nici până în Mexic, că nu e safe. Ești fricos. Unii au ieșit de viața lor din America, nimic nu-i safe, nici Canada nu-i safe pentru ei. Numai acolo, în statul lor. Ca niște curs de bătătură, stau acolo. Sunt fricoși din care afară. Cel mai fricos popor care l-am văzut eu. Să tem de umbra lor, Doamne ferește. Arabii, pe partea altă, sunt foarte dârzi. Căpoși, căpățânați, dârzi, oameni de pustie. Oameni care nu se tem. Dintre ei sunt oameni chiar tari. Mai rău văd că își pun bombe la brânci. Să pușcă într-un mor. Adică sunt tare și de cap și tare curajos să faci asta, să te explodezi într-un mor, nu? Nu oricine face asta. Dar vă întreb și eu câștigat de voi. Americani, fricoși. De ce? Că erau bine armați. Se spune că diferența de armament a fost colosal de la celălalt. Arabii de bună seamă, în 2007, aveau un singur sistem de ghidare al proiectilor, dar misiles. Trânteau câte o rachetă de asta, câte o balistă de asta și deschideau televizorul să vadă ce zic americanii la știu. Asta era tot. Și americanii la CIA spuneau că au aruncat o rachetă, au picat în satul cu tare. Aoleu, trei sate mai încolo. Un pic mai adea. Iarăși aruncau un proiectil, iarăși deschideau televizorul. Televiziunea și știrile au fost singurul lor sistem de repede. Ce șansă ai așa? E americani, rachete ghidate prin satelit, precizie milimetrică, dacă vor răstrimit bomba în farfurie rapidos. Punct, ok. Pun ochi și scrie și numele pe abil, să știi, de la cine veni. Păi nu mă mir că au câștigat războiul, că au fost înarmați. Exact așa e războiul spiritual, frații mei. Nu ajunge că avem curaj. Dumnezeu vrea un popor echipat pentru războiul spiritual. Doamne ajută! Doamne ajută! Amin! Hai să ne amintim, da? Iisus. Desigur, spunem că nu doar cuvântul, dar nu putem să iei peste cuvânt. Știm din Scriptură că Iisus de trei ori a zis, este scris. Dragi tineri, cea mai puternică armă împotriva ispitei, cea mai de bază fundamentală, este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Atunci când ne umplem de cuvântul lui Dumnezeu și avem în noi cuvântul, Dumnezeu ne dă biruință împotriva ispitei. Iisus nu l-a biruit pe diavol prin puterea proprie, zicându-i, sunt Fiul lui Dumnezeu. Pleacă de aici. Iisus s-a folosit de puterea cuvântului lui Dumnezeu. El însuși, dacă Dumnezeu întrupat s-a folosit de Biblie, eu și tu, drag tânăr, avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Ceva foarte important. Să nu vă imaginați că Iisus a mers cu un sac de surul în pustie. Pe vremea aceea nu era Biblie, pe vremea aceea nu era aplicație pe telefon, da, să avem Biblia. Iisus, când vorbește cu diavolul, nu citește, citează. Foarte important. Iisus a citat Biblia. Asta înseamnă că o știa pe de rost. Dragi tineri, diavolul că vine să te ispitească, nu face programare. Dar mâine la 3 am să te ispitesc în intersecția cu tare. Că diavolul e dentist. Nu face programare. Diavolul lovește pe nepregătite. Asta e specialitatea lui, viclenia. Așa că nu o să ai tu timp când vine diavolul să faci studiul biblic, să scoți Biblia, să cauți versete, să te apuci să dai pe Google, dar noi ne credem foarte mult în tehnică. Nu mai avem nevoie, frate, să memorăm. Păi nu avem telefon. Orice întrebare pentru tine a răspuns pe Google. Vreau să am un verset, intru, Matei 12:24 și îți-l dă pe Google. Pentru ce să mai vezi, frate și soră? Nu o să ai timp când vine satana să cauți pe Google. Nu o să ai timp să cauți în tabletă. Nu o să ai timp de concordanță. Nu o să ai timp de studiu biblic. Când vine vrăjmașul, cuvântul trebuie să fie în interiorul tău. Spunea că frumos cuvânt, Domnul, în Psalmul 119, strâng cuvântul tău în inima mea. Cum? Ca să nu păcătuiesc. Iată legătura între cuvânt și ispită. Strâng cuvântul în inima mea ca să nu păcătuiesc. Cu
cuvântul nu doar ne informează, nu doar ne educă, cuvântul ne dă biruință în ispită. De aceea, dragi tineri, vă sfătuiesc să memorați cuvântul lui Dumnezeu. În orele alea multe, care stați pe telefoane și pe tablete, memorați cuvântul lui Dumnezeu. Trăim o tragedie în vremea aceasta, zic eu, o tragedie mare. Întrebam într-o tabără pe tineri și n-am să vă întreb astăzi, pentru că cred că mulți ar simți rușinați. I-am întrebat pe toți tineri, zic, care dintre voi poate să mărturisească că într-o zi oarecare, miercuri, marți, joi, petrece mai mult timp cu Biblia decât cu telefonul? Vă rog să ridicați o mână. Cam cât credeți că au ridicat mâna? Niciun. Și sunt convins că 99% chiar aici n-ar putea ridica mâna. Pentru că petrece mult prea mult timp pe jucăriile noastre și prea puțin cu Biblia. Tineri dragi, vreți biruința asupra pornografiei? Vreți biruința asupra poftelor? Cuvântul lui Dumnezeu este puterea. Amin. Domnul să ne umple de cuvânt. Amin. Spun că acesta a apăsat pentru că cred că cultura biblică a tineretului scade. Vă dau un exemplu pe care l-am dat de mai multe ori, am rămas mirat într-o zi când vorbeam cu niște tineri, de vârsta fetelor care au fost aici la orchestră, o adolescentă, și vorbeam de Biblie, erau copiii unui prieten și chiar predicase la mine cuvântarea acestei fete, dar sunt în biserică, am întrebat-o, bun, ce zici de altă, de altă, în Biblie erau plecați părinții, și când am făcut și o babysitting acolo, am zis, hai să învăț Biblia, ce plata știu și eu. Și am întrebat fata asta, măi, dar care e prorocul care urmează cu o balena în misiune? Mi se părea mie că întrebare așa tricky, frumoasă, interesantă, un pic de fun. S-a uitat fata asta crescută în biserica pe microfonul sau la mine ca un specialist, dar știi? Pinocchio. M-am uitat la ea, zic, bă, cred că nu înțeles întrebat. O mai întreb, oată, zic, măi, ești un proroc care pleca la mine, cu tare, că îi dau detalii, că nu fi înțeles. Zic, dar ce tu te întrebi? Zic, știu, Pinocchio. Am rămas. Am întrebat, părinți, bă, ce cu fata noastră? De când a ajuns să-l pună pe Pinocchio lui? Păi mă, noi știi care treabă, măi, de fapt, sunt niște desene, a? Niște desene care, în care Pinocchio merge cu balena, a? Zic, asta e problema, prea puțină Biblie și prea multe desene. Și nu mă mir că unii copii știu mai bine desenele decât Biblia. Pentru că petrec mult mai mult timp în fața ecranului decât cu Scriptura. Și la părinții se pare că până la urmă și normal, frate, la urmă să bagi Biblia în copil. Că unii părinți cred că după copilul să vezi de la 7 ani. Și vin la școala duminicală, frate păstor, doamna profesoră, învață Biblia la 7 ani, la 8 ani, păi mare măgărușul, târziu. Târziu. Pavel spunea că de Timotei din pruncie cunoști. Știți că e pruncie. Eu am crezut toată viața că scrie din copilărie. Nu e adevărat. Scrie din pruncie. Până și în limba franceză și în limba engleză. Este o diferență între copilărie și pruncie. În engleză, childhood e una și infancy e alta. Timotei aici vorbește despre infancy. Adică în primii 3 ani de viață Timotei știa Biblia. Păi frații mei, nu-i prea de vreme. Am un prieten care tot spune că fiica lui nu pricepe nimic la biserică. Dar bac pe engleza, că română, da, în America. A dat excluzări că n-are rost, că nu pricepe nimic. Nu duce la biserică. Dar tot ăsta a spus de mărinie. Am o fată așa de greșteată. Ce face? Păi deschide tableta în mâna 2 ani și intră pe YouTube și caute exact ce îi place. Se pare că e greșteată. Culmea, Biblia nu pricepe la 2 ani. Dar de YouTube pricepe. Vedeți cum ne contrazicem? De fapt, nu vrem să învățăm Scriptura. Dumnezeu ne cheamă de mici copii, de mici, de tineri, să intre în mintea asta cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă amin. Ce frumos e când screști copiii cu Biblia. La noi, în familie, suntem un pic mai talibani considerați în arab, de ăștia fără cravată, de ăștia cu copii mulți. Ne jignesc mulți, că suntem la înapoiați. Și, într-adevăr, la noi, în casă, am un cumnat peste drum de mama, acolo unde locuiesc, care nu-și lasă copii la desene. Nici nu pe capul. Mă, și când se bat, ăștia tot cu Biblia. Că nu la Biblie știu. Într-o zi unul era un braznic, că nu suntem cuminți ca alții, nu știu copiii la braznic.
Și m-am dus la sora mea, zis, bă, dacă nu mănânci ceva, fii atent, că poți ca cadăsul. Că nu mănânc, că nu mănânc, că nu. Mama s-a pregătea cu leaua, că la noi în România încă-i voie. Și zicea, mamă, să știi că aș mânca, dar firea pământească îmi șoptește să nu mănânc. Fii atent, mă, că asta de 7 ani știe mai multă bine ca unde 20. Opri, ce puteai cum e cu firea, cu Duhul? M-am mâncat de câteva guri, e frica cu rău, mamă, cred că am biruit-o. Mi-s dragi că și când se ceartă e tot cu limbaj biblic, că nu știu altă limbă. Copilul învață de mic gramatica în care va gândi o viață întreagă. Ce gramatică înveți? E târziu să nu înveți Biblia după ce e băgat de semn. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că a crescut la Betelara. Le n-am avut niciodată televizor, nici de semne. N-am știut și eu a fost Batman, n-am știut nici de Spider-Man, n-am știut de nimic. Și mulțumesc lui Dumnezeu că de mic copil în inima mea s-a pus cuvântul de Dumnezeu. Și dacă azi îl predic și îl iubesc, e pentru că cineva care a fost mic a pus în mine cuvântul din pruncie. Eram la grădiniță și îmi amintesc un tatăl meu îmi povestea istorioare biblice. Și acum le știu. Prima istorie, la vreo 3 ani, cred că a fost, sau 4, când amintesc eu, a fost despre Iona. Și acum țin minte, am uitat predicile lui Billy Graham, am uitat la fratele Cutare. Astea nu le-am uitat, pentru că cineva a pus cuvântul în mine. Binecuvântat să fie numele Domnului. Frate și surori, hai să ne creștem copiii în cuvânt. Amin. Să vedem altceva, nu electronică, ci cuvântul lui Dumnezeu. Nu sunt prea mici. Domnul să ne dea înțelepciune. A doua armă, hai să nu treacă prea mult timp, dar cuvântul primă. Dar nu e tot. Zice cuvântul așa în Matei, capitolul 4. Atunci Iisus a fost dus de cine? Eu am crezut că scrie de diavolul, unde Duhul? Scrie de Duhul. Pe cum Duhul l-a dus în pustie să fie ispititat? Duhul l-a dus în pustie. Luca 4 îmi place și mereu. Varianta lui Luca este chiar mai explicită, mai sugestivă. Luca 4, tot cu versetul 1, spune ceva un pic diferit. Iisus, plin de Duhul Sfânt, a fost dus de Duhul în pustie. Dus de Duhul și plin de Duhul. A doua armă importantă în război împotriva ispitei este plinătatea Duhului Sfânt. Frații mei, eu cunosc mulți oameni care știu Biblia. Oameni care nu-L iubesc pe Duhul Sfânt. Și vorbesc împotriva Lui. Și îți doc să revine și sunt falimentar la capitolul moralitate. De ce? Pentru că n-ajunge să știi Biblia. Biruința în ispită se primește prin plinătatea Duhului Sfânt. Amin. 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 Dumnezeu să-și umple poporul cu Duhul Sfânt. Amin. Cred că sunt într-o biserică pentecostală care iubește pe Duhul Sfânt, îl proclamă pe Duhul Sfânt și crede în Duhul Sfânt. Amin. Asta e vital. Mă gândeam la Domnul Iisus Hristos. Și că 40 de zile l-a tot ispitit. 40 de zile l-a înțepat, bă, l-a pe toate părți. Dar zice Scriptura că nici cum nu l-a putut prinde. Știți de ce? Păi imaginați-vă dumneavoastră un om care îi prinde Duhul Sfânt și înțe, ce curge? Păi ce-i nou? Cât l-a înțepat, cât l-a strâns la colț, cât nu a putut să-l prinde, că în el era plinătatea Duhului Sfânt. Nu-i cum. Un om plin de Duhul Sfânt nu poate păcătui. Pentru că e plin de Duhul. Dar vă întreb. Atunci când suntem plini de nervi, când suntem plini de pofte, când suntem plini de mândrie, când suntem plini de ambiții personale, și ne înțeapă un frate, când ne înțeapă nevasta, că se mai întâmplă, sau soț, sau ne înțeapă un copil, sau un vecin, ce ziceți? Cam ce curge de acolo? De ce se curge? Ce? Fire, păcate, ambiție. De aceea zic Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt. Ăsta-i standa lui Dumnezeu. El vrea să trăim plin de Duhul Sfânt. Care e rolul Duhului Sfânt în ispită? Romanii 8 spune așa. Versetul 26.
Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Iată că Duhul Sfânt are un rol în slăbiciune. Sunt multe funcții pe care are Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne învață, Duhul Sfânt ne amintește, ne sfințește, ne călăuzește, dar Duhul Sfânt ne și ajută în slăbiciune. Dar o umplere cu Duhul Sfânt e vitală în războiul împotriva păcatului. Și spune cuvântul aici, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește cu suspine negrite pentru noi. Că cel ce dă inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia Lui Dumnezeu. Frații mei, nu, unii nu realizați cât de important e să fii botezat cu Duhul Sfânt și umplut de Duhul Sfânt. Că frații mei, în necaz, în cele mai grele momente, Duhul Sfânt mijlocește pentru noi. Sunt momente că mă pun pe genunchi și nici nu știu ce să mă rog. Doamne, nu mai știu ce să zicem. Nu știu. Dar mă rog în altă limbă. Și am o liniște lăunică. Știu că Duhul se roagă după voia lui Dumnezeu. Auzam întrebarea asta stupidă, să mă uitați, că eu cred că e stupidă. De la cine mulți din el? Frate Fedor, dar chiar crede Duhul Sfânt? Dar chiar nu se poate fără botezul cu Duhul Sfânt. Frate, nu se poate fără umplere. Dar ce așa de important? Tot asta predicați, frate. Și mine că am pus noi întrebarea asta. Am crezut că suntem deștepți. Eram la cursul la București, la seminar și s-a pus întrebarea asta în clasă. Chiar, frate Meșteleagă, nu se poate fără asta. Și frate Meșteleagă a avut un răspuns foarte înțeles. Bă, se poate. Ce bucuros a fost. Soare, l-am scăpat. Ce atâta stărniță, ce atâta botez, darul, se poate. Dar zicea el, într-o singură circunstanță. Care e împărăză? Zicea, dacă la botezul în apă, păstorul te bagă în apă și te ține sub apă până îți dai Duhul mod mântuit. Bă, asta nu mi-am așteptat. Bă, mori, cadă la apă. Mântuit. Dar zicea el, dacă ieși în apă, din prima secundă ai nevoie de Duhul Sfânt. Că Duhul sfințește, Duhul călăuzește, Duhul te învață, nu există nimic fără Duhul. Mă uitam la Roman capitolul 8 și îmi gândeam ce întrebare stupidă. Că scrie aici, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Păi ce întrebare e asta, stimat tânăr sau domn sau doamnă, când Biblia spune clar că nici să te rogi, nu știi. Fără Duhul Sfânt. Cel mai elementar exercițiu religios din creștinism, rugăciunea, nu este posibilă fără să te mețe Duhul Sfânt. Am mai pus câteva de adunare să se roage câte un tânăr. Am văzut de un tânăr destul de mare, vreo 17-18 ani. Fratele care se roagă, am zis. Măi, omule, sunt plâng pe ea. Și s-a oprit. Frate, tu. Nu știu să mă. Ia pe rogă. Că îmi pun un părcăi fire să se roage. Să bărbe! Că nu știe să se roage. Carnea nu are habar de rugăciune. Nu poate. E imposibil. Mi-a zis rușina, băi, dacă nu știu, n-am. Zi tatăl nostru, zice la mine. Dacă zic, nu știu. Că-i scut de la mine. Și nu m-am mirat deloc. De ce l-am pus pe un om nebotezat născut de nou? Păi nu știe să se roage, că n-are cum să știe. Că Duhul Sfânt e profesor în materie de rugăciune. Și când se coboară Duhul Sfânt peste adunare, îi duc de rugăciune. Și numai că să dai îndemnul, și numai că să tragi de frați, când se coboară Duhul Sfânt, El te învață să te rogi. Vrei să te rogi mai mult? Cheamă pe Duhul Sfânt. Când se coboară El, rugăciunea curge. Să fie, să fie. Amin. Dragii mei, ar vrea să mai subliniez ceva foarte important pentru noi. Vedeți dumneavoastră, standardul lui Dumnezeu e plinătatea Duhului Sfânt. Nu botezul. Aici vreau să subliniez ceva foarte important. Noi, pentecostalii, am transformat standardul ăsta într-un standard al lui. Frate, dacă ești botezat cu Duhul Sfânt, ai vorbit în inimă odată în viață, ai ștampila, ai pricepția, ai biletul către cer, poți dori în adunare, slavă Domnului, ești botezat, fals!
În Biblia mea, botezul este un început. Standardul Scripturii nu este botezul cu Duhul Sfânt. Ăsta este standardul pentecostal. Standardul Bibliei este plinătatea Duhului Sfânt. Dacă vine Domnul la noapte, declar deschiși că va răpi nu pe cei botezați cu Duhul Sfânt, ci pe cei plini de Duhul Sfânt. Asta ne pune în genunchi noi pentecostali. Ne pune la stăruință. O, Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt. Ăsta-i standardul. Biblia spune, nu vă îmbătați de vin. Aceasta este, din potrivă, fiți plini de Duhul. Poate mulți zic că pocăiții nu beau. Nu e adevărat. Pocăiții nu beau vin. Zic, bă, nu vă îmbătați de vin, din potrivă. Și aici este un paralelism. Oarecum, sinonim, zice, din potrivă, îmbătați-vă din Duh. Cum ei se îmbată de vin, voi îmbătați-vă de Duh. Dumnezeu ne dea plin de Duhul Sfânt, îmbătați de Duhul Sfânt. O, ce frumos este îmbeți de Duhul Sfânt. Știți că pocăință de ală, dar nu vin. Beau din Duhul Sfânt. După ce m-am pocăit, frații mei, la mine pocăința a venit într-o dată. Că m-am pocăit, nu credea cât am putut, dar când m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, s-a schimbat tot. Bă, nu mai mi-era dor de prieteni. Nu mai mi-era dor de pahar. Astăzi, dacă simt alcool, mi se face rău. Deci nu mi-e dor nici o secundă de lucrul ăsta. Pentru că am băut o băutură mult mai bună. Și când bei din paharul ăsta, nu mai ți-e secundă niciodată. O, Doamne, botează-ne cu Duhul Sfânt. Umple-ne cu Duhul Sfânt. Nu știu cât de mult accent puneți dumneavoastră pe stăruință, pe umplerea cu Duhul Sfânt. Nu știu cât stia să vă botezați cu Duhul Sfânt. Dar dacă doriți biruința asupra păcatului, umplerea cu Duhul Sfânt este stăruință. El, Duhul, ne ajută în slăbiciunea noastră. Fiți plini! Îl iubesc pe Duhul Sfânt. Poate că veni prea mult, nu știu, și dimineața și seara. Dar asta am pe inimă, frate. Cred că avem mare nevoie de Duhul Sfânt de la adunare. Noi pe Ecostale. În multe adunări intru și văd că Duhul Sfânt e pus deoparte. El în Biserica Domnului. El. Eram într-o adunare de Rusalii, unde mult. Și cântam așa lălăit, o cântare care mie îmi place de altfel, dar parcă m-am trezit într-un coșmar. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Și m-am trezit ca dintr-un vizat. Doamne, am ajuns să cântăm noi pe Ecostale. Lăsați. Să te îndemn eu pe tine și bă, frate, mai lasă-l și pe Duhul Sfânt. Când El e stăpân peste biserică, când El e peste comitete și peste păstori și de 2000 de ani cu biserica în pustia lumii, eu să mai las? Am ajuns să ne îndemnăm unii pe alții, să mai lăsăm și pe El. El e Domnul Domnului, Împăratul Împăraților. Duhul Sfânt este Domnul Bisericii. Și nu uitați, frații mei, oricine ați fi în biserica asta. El e deasupra oricărui om. El e stăpân în adunările noastre. Amen. Sunt ofensat că vin adunare, mi se dă în mână program tipărit la calculator. De la 6 la 8, programat la minut, 6 și 5 cântă ăla, 7 și 25 cântă ăla, frate, 15 minute, de la 6 la 8 programul făcut până în minți. Mă uit la folie aia și zic că Duhul Sfânt unde mai are. Păi, frate, dacă iau hârtia asta și intru un program și Doamne ferește, intru un program pe fir, s-o strica program. Că nu-i un program. Duhul Sfânt nu-i un program. Și panică, pe care dai acum? Pe ăsta cu cetera, pe ăsta cu... panică, că-o strica programul. Dacă Doamne ferește, ne rugăm 10 minute, ia-i panică. Duhul Sfânt e deasupra programelor noastre. Amen. Eu vă doresc ceva deosebit. Vă fac o urare ciudată. Mă rog ca Duhul Sfânt să vă tulbure programul. Amin. Să mai tulbure din când în când. Să vă rugați mai multe clasă așa. Să mai fie timp de la aia și de aia. Și să mai fie proroci, constantia. Să vă mai deranjeze programul Duhul Sfânt. Măriți să fie tot. Amin. A treia, pentru că timpul trece. Spune cuvântul aici. Acolo, Iisus a postit 40 de zile.
Arma asta e mai demodată. Mă, parcă la cuvânt și la Duhul spune, pentru că fai mai zice, mă, mine. Arma a treia nu mai e populară. Postul. Știți ce cred? Eu cred că Domnul Iisus Hristos nu a postit doar să fie un exemplu. Iar zic, Iisus nu a fost un robot care dădea exemple și împlinea verset. Iisus a postit pe bune. Avea nevoie Fiul lui Dumnezeu de post. El n-ar fi putut birui fără arma asta. Asta înțeleg. Eu iau ce scrie Scriptura așa cum e scris. Iisus a postit în războiul spiritual. Frații mei, dacă Fiul lui Dumnezeu a postit, oare putem noi să biruim poftele fără post? Vin foarte mult tine la naturisire, li se pare că sunt mai tânăr și înțeleg și poate că așa. Și vin majoritatea cu problemele astea sexuale. Frate, nu știu ce să fac, am încercat la următorii zi. Și întreb, dar de postit, postești? Ce nu fac o față de... Cum am? Post? Da, frate, tu n-ai citit în ele? Post! Că armă ca postul împotriva poftelor ăsta nu există. Păi frate, tu să-i cunosc că nu prea post. Asta-i bai. Asta-i bai. Iisus a postit mult. Ba chiar aș spune că a postit cel mai mult. Când a fost ispitit cel mai mult, a postit cel mai mult. Logica noastră e să frate, nu pot postează, stai ispitit. Mă, stresa șeful, uite, dimineața, ispită, tulburare. A, nu, asta postez sâmbă de pe luz la lucru, nu mă poate ispiti nimeni. Iisus a postit cel mai mult când a fost ispitit cel mai mult. Pentru că exact atunci când ești mai ispitit, atunci ai mai mare nevoie. O, Doamne, învață-ne și arăt ăsta. Post. Dragii mei, eu nu mă mir că în generația asta tânără auzim atâtea cazuri de pornografie și alte ce. Nu mă mir. Că una din probleme e tocmai asta. Trăim într-o vreme în care zicea Pavel, unii au ca Dumnezeu ce? Stomac. E Dumnezeu. Păi, stimată domnișoară sau domnișor, da? Nu mă mir că puști de pofte, că bagi în tine ca un betonier. Când cipsul, când cola, când mâncare, 7 mese vă zic. Păi nu te mira tine. Asta nu-i viață. Iisus te-a învățat cumpătarea și postul. O, Doamne, învață-ne post. Amin. E greu post. Cei care ați luat cartea pe care am scris-o veți vedea. Eu m-am întrebat foarte mult, Doamne, de ce lucrările astea sunt atât de mari? Acum 30 de ani și într-un fel nu le mai văd la aceeași scară. M-am întrebat care a fost secretul fraților ăsta la bătrâni. Sincer, Doamne, de ce noi nu știm, da? Concluzia mea a fost asta, că frații ăștia au postit foarte mult. Secretul fratelui Dumitru Buclea, profetorul Ștefan, era postul și rugăciunea. Spunea unii cunoscuți, dacă am fost pentru Dumnezeu, fratele mei, ăștia mai mult posteau decât mâncau. În vremurile acelea nu se gândea ca azi. Azi există o teologie a trupului diferită. Frate, nu ne cheamă Dumnezeu să ne pedepsim trupul, că nu ne mântuim prin autoflagelare, ne mântuim prin har. Și în unele biserici se zice pe față că postul nu mai este recomandat astăzi, că noi ne mântuim prin har, nu prin post, prin fapte. Teologie greșită, drăcească. Frate, ăștia au postit foarte mult. De bună seama, amintesc că fratele Ștefan vrea să se răsoare. Au fost niște lucrări care erau în contradicție, Doamne, o lucrare spunea că e aia, o lucrare, nu știu cum a fost, dar... O intrat în casă și 7 zile nu a ieșit decât la baie. N-a mâncat și n-a băut nimic în casa unei surori din lângă care se vește. 7 zile s-a rugat până când Dumnezeu i-a răspuns. Și-a visat ceva și-a înțeles și-a fost convins prin sora respectivă și-a înțeles care e soția lui. 7 zile! Doamne, nu ești de aici până că nu vorbești! Dar știe, dați-mi voie să vă spun ceva. Toate armele sunt importante, dar împotriva poftelor sexuale, cea mai puternică e post. Îți promit că după o zi de post, nu-ți mai trebuie nici filme, nu-ți mai trebuie nici alte fantezii, nu mai vezi patul. Te clate. Dacă diavolul e mai tare, mai dă o zi de post. Apoi după două, sigur îți mai trebuie. Așa am învățat eu pe
tine, măi, dacă diavolul e agresiv, că spune, măi, frate, nu încerca, nu pot să mă las. Păi dacă diavolul e agresiv, mă răspund să fiu mai agresiv. Tot dacă așa azi, nu, postești și mâine. Și mâine, și mâine, adică nu te lăsa. Postești, că până când Dumnezeu nu-ți văd probleme. Mărturia mea este grăitoare în privința aceasta, nu sunt un om foarte spiritual, nu postez mai mult decât dumneavoastră. Dar într-o perioadă în tine, ți-a zis, Doamne, nu-i bine. Sunt prea bine la nivelul ăsta, în ochi, că l-am necăsătorit. Și cum îți tine mai tot ce am capul? Stilul ăsta așa foarte pocăit, nu sunt de Domnul, dar tot bun cap. Și apoi nu era bine, să zic că nu-i bun și eram ispitit. Simțeam că nu controlez poftele astea, eram necăsătorit. Am intrat într-o vabă, în 2006, în post, agresiv. Am zis, dacă diavolul e așa de agresiv, am să fiu mai agresiv. Că ăsta e războiul, ataci. Și în vara aceea, nu știu ce am făcut, dar cred că vreo 50 de zile, nu consecutive neapărat, am fost în post, am slăbit vreo 10 kg. Fraților, mărturisesc, ceva s-a întâmplat definitiv în trupul meu. Nu mă pot explica, dar numai postul lui Dumnezeu a rezolvat problema. De atunci n-am mai avut problemele astea. Am fost necăsătorit de încă 6 ani. Totuși am fost biruitor. Spun asta pentru tinerii care cred că toată lumea se uită, că toată lumea face ce faci. Nu e adevărat. E o filozofie că, a, că știu că tăți. Nu toți. Am trăit o tinerețe sub semnul biruinței lui Dumnezeu. Și secretul a fost cuvântul, umplerea cu Duhul Sfânt și postul. Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragi tineri. Amin. Învățați postul. Postul este ca un sport. Îl înveți încet. Prima dată jumătate zi, apoi 7 ore, apoi 8, apoi 2 zile. Postul nu se învață de la Duhul Sfânt peste noapte. Postul se învață postind. Amin. Nu mai zic că nu poți să postești când doare stomacul. Și pe mine duc și stomacul, și capul. Dacă eu am apucat de post, am învățat postul. Dumnezeu să le aveți. Amin. Este un cuvânt frumos pe care spune fratele nostru Iacov legat de ispitele astea. Iacov, capitolul 1. Nimeni când este ispitit, Dumnezeu trece. Să nu zic că sunt ispitit de Dumnezeu, că Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. Și El însuși nu ispitește pe nimeni. Dar nu dăm vina pe Dumnezeu că suntem ispitiți. Că auzeam filozofia asta tine. Dacă am găsit în păcat, în curvie, cred că o fost voia Domnului. Asta nu e adevărat. Asta e filozofie ieftină. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Și fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși. Și mă mit. Apoi pofta când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce moarte. Dumnezeu ne dă voie să intrăm în Scriptură și dă un fel de zoom în mecanismul de lucrare al ispitei. Cum lucrează ispitul? Cum? Diavolul vine și îți provoacă poftele tale. Nici Dumnezeu nu-i vinovat pentru căderea noastră, dar nici diavolul. Că prea dă vina pentru diavolul, că diavolul. Știți că diavolul nu are voie să îl facă pe nimeni să păcătuiască. N-are puterea asta. Diavolul nu te poate obliga să păcătuiești. Nu mai are vina. Diavolul știe că în trupul tău este un senzor. Plăcerea. Dorința. Vine și spune ispita sub braț. Vine și zice, bine miroase. Dar n-are voie să-ți bagi în gură bărușca. Tu închizi. Și tu, ispitine miros, ha, ai luat o gură. Când păcătuim, suntem ispitiți de propriile noastre pofte, zice. Apoi, se concepe înăuntru. Și apoi, păcatul a dat înfăptuit, o zămiscrit, aduce. Înțeleg din ce spune Iacov, că diavolul lucrează cu materialul clientului. Diavolul vine și caută ceva în tine. Ceva ce tu ai din naștere. E pus în trupul tău. E prin post. Se reduce enorm potențialul trupului de a pofti. Prin post acționăm asupra potențialului nostru uman. Un trup sub de post este mai puțin vulnerabil decât unul care este mâncat bine. Dumnezeu să ne trezească. Amin. Cu cât vom fi mai cumpătați, dragi de la mâncare,
vom fi mai biruitori asupra istinilor. Hai să mai mergem la patru, acum că timpul a trecut, a cincea, nu mai atingem astăzi. De ce cuvântul aici? Că Iisus a zis în versetul 10, pleacă Satan. Versetul 11 spune, atunci diavolul l-a lăsat. Nu vi se pare interesant? Crezi că este o coincidență? Iisus a poruncit, pleacă! Și Satana a plecat. Dar ce noi spuneam că unii sunt prea declarativi. Și îl proclamă și declară, mai ales mediul ăsta american sau poate chiar franțuzez, nu știu. Dar nu înțelege că proclamarea asta. E, noi românii suntem în extrema aia. Ne ferim de gândirea pozitivă, cu rostire, cu clonări ale realității prin cuvânt. Și am dat în negativismul ăla. Frate, nu contează gestul. Uite că contează. Biblia mă învață că este o a patra armă. Declarațiile cu autoritate. Dacă nu sunt înarmat, n-are efect. Dar dacă sunt înarmat, are putere. Iisus a zis, pleacă Satanul. A plecat. Hai să învățăm asta. Că noi parcă negociem cu Satan. Frații, cu Satan ar fi foarte practici. Pleacă! Pe Iisus nu l-am găsit niciodată negociind cu diavolul. Te rog, diavolul, uite. Plătesc tu. Lasă pe Satanul pentru mine. Schi pe chiar din bătrână. Te rog, lasă pe demonizatul ăsta. L-ai chinui destul. Niciodată Iisus nu negociază cu Satana. Întotdeauna Iisus este direct. Pleacă! Înapoi a mea! Domnul să te mustre! Fraților, așa trebuie să fii cu diavolul. E agresiv și noi suntem agresivi. Îndrăznește să rostești în numele lui Dumnezeu cuvinte de diluință. Noi nu suntem în extrema cealaltă, un fel de negativism. Că nu contează ce spui, frate, astea sunt americanisme cu declarații și... Și noi mergem în partea aia de vorbim niște prostii. Frate, așa am fost ispitit, acum la Dumnezeu știe. Frate, nu este așa, Dumnezeu știe și diavolul știe că un om ispitit, când vorbește, ce nu trebuie, cade. Asta e o altă strategie a diavolului, vine și știe că dacă tu vorbești prostii în momentul de ispită, te legi cu buzele tale. Că spune acolo în Iacov, capitolul 3, dacă nu greșesc, că limba asta dă direcție vieții, în tocmai cu o cârmă, dă direcție unui curând. Da, limba mea dă direcție. Nu am voie să vorbesc prostii, că vezi, Doamne, m-am enervat, frate, asta este. Și foarte desigur, în mediul nostru românesc, în cultura noastră română, se rostesc blesteme asupra copiilor, zicând că nu se prinde, frate. Ba, se prinde. Frații mei, se prinde. Nu mă poate blestema o vrăjitoare din Oltenia, n-are nicio șansă. Suntem sub protecția sângelui lui Hristos. Dar eu ca tată sunt preot în casa mea. Sunt autoritate spirituală peste copiii mei. Când mi-a spus mânci de câine sau alte vorbe, frații mei, ibai! Eu ca preot îmi pot blestema soția sau copiii, pot! Și nu în caz multe am auzit că părinții au rostit cuvinte și au plătit așa de scump. Biblia spune clar, cine vorbește? Să vorbească ce? Cuvintele lui Dumnezeu. Frații, nu-i pentru predicatul acolo, predicatul e pentru fratele Iosif care predică, nu pentru fedul. Asta e pentru noi, vorbește ca un om al lui Dumnezeu când te-ai lovit pe stămână. Vorbește ca un om al lui Dumnezeu când te-o călca părinți, copiii, atunci. Hai să vorbim, oameni buni, ca niște copii al lui Dumnezeu. Cât am fi de tulburați, de nervoși, de ispitiți, să rostim cuvintele lui Dumnezeu, că diavolul știe că dacă te-o ispiti să zici ceva rău, tu singur te-ai legat prin cuvânt și ești superiat. Cunosc cazul de felul acesta și... Vedeți, un prieten al meu spunea că sora mea mare, într-un moment de supărare, fiind mai mulți copii, mama m-a săturat, a făcut muncă, copii mulți, undeva lucruri. Abia aștept să mă măriți, să mai vină în veci, m-a săturat. Și mama la supărare a spus, du-te și când ți-a fi mai dor, să nu poți veni peste. Îmi spunea el, măi,
ani de zile, sora mea nu a venit acasă. Se topea de dor, își punea bagajele în mașină. Când își punea bagajele, se întâmpla așa. Pasă, bagă copiii. Și până mă topeam de dor. Și nu am reușit să vin acasă. Până într-o zi. Zic, mamă, cred că mai peste mă. Mamă, mă topesc de dorul fraților mei. De ce ai zis? Când s-a fi mai dor să nu poți veni? Hai să ne cerem iertare, hai să ne rugăm Domnului. Că mi-e dor de frații mei și vreau să-i văd. Și în urma rugăciunii, s-a dat piedica la o parte. Această femeie a venit de ziori la frații mei. Frații mei, nu ne imaginăm cât de putere au cuvintele unui pocăit. Păi nu spunea Domnul Iisus, când intrăm într-o casă, să spunem ce? Pacea să fie peste casă. Dar e formulă și spune, și pacea lui Dumnezeu va veni peste casa aceea. Când un pocăit ostește pacea Domnului, păi se coboară o măsură de har din cer, că vorbește un sfânt. Dar zice cuvântul, dacă omul ăla nu-i veni, ai zis degeaba? Păi nu. Pacea aia vine peste tine. Înseamnă că atunci când eu zic pace, cu siguranță ceva se întâmplă în cer. Dacă nu-i venit el, mă dă mine. Acum era între niște frați și mai erau și oameni necredincioși, dar mă, pace, pace. La care îmi trebuie la fratele ăsta, nu-i pocăit, nu-i zic pace. Păi, mă, nu-i zic pace, vin cu mine, că vine mine. Dacă nu-i venit, stau, mă, mai primesc eu o măsură. Frații, când pocăiții binecuvintează Dumnezeu, binecuvintează. Să nu fim zgârciți. Am văzut că sunt un pic mai zgârciți cu Domnul să te binecuvinteze, cu amin. Există biserici în România în care toată biserica, după ce cântă o fată, un băiat, toată biserica în cor, de o biserică mai devreme de uți, la biserica pe preț, toată biserica, Domnul să te binecuvinteze, ca un cor. Mă gândeam, mă, ce faină copilul ăsta, pleacă luni la școală cu 13 binecuvinte. Și eu predic de mă strofoc aici la Morea și plec cu 10. Atunci când noi spunem Domnul să ne binecuvinteze, pacea Domnului, Dumnezeu răspunde cu o măsură de har din cer. Hai să vorbim ca oameni ai Domnului și să împrăștem binecuvântări. Să nu fim scăciți, fraților, că Dumnezeu răspunde. Să nu fim să fie Domnul. Amin. Declarațiile cu autoritate. O foarte mare importanță. Îmi dăți un exemplu pozitiv din viața mea, să vă dau mai negative cu blestemul, ci și cu binecuvântare. Eram misionar în Sighetul Marmației pe vremea aceea și în Ucraina, 3 ani și jumătate. Într-o zi mă duc la o mormântare, nu știu unde, și mă lovește unul din spate. Și mă lasă fără mașină. Nu era grozavă mașina, era mașina mea. Cea mai bună cheia mea. Era exact în ziua de Paște, a doua zi. Până pe la Rusalii, mor tărăbenat ăștia cu asigurările României, corupție, știți asta, că de aia se pleca de acolo. Asigurarea se numea Asirom, tot ce-i cu Rom, știți că cu Rom, de-aia ați plecat, v-ați temut de Rom și v-ați săturat de Rom. Măi, nu m-a lungă de-a, dar nu e vinovat, că aia, că cealaltă, căuta chichițe, să nu dea bani. Și mă rugam așa cu medicul ăsta, rămână, Doamne, te rog, gândură-te, Doamne, e mire, dă-mi, te rog, înapoi banii, că n-am bani să repare, am sărac. Salarul meu era undeva la 100 ceva de dolari de vot. Puțin, ce să repare? Vreo 2000 de euro, ăsta, la 1500, nu mai știu. Dar mă rog, băi, ceva nu e în regulă, Doamne, nu e în regulă, nu mă rog. A zis, Doamne, hai să ne sfătuim un pic, Doamne. Nu mergeam la discotecă, mergeam, băi, m-am meritat. Talutere, Doamne, da. Eram în lucrarea ta, nu am meritat asta. Doamne, din câte știu eu, nu te-am furat de bani. Plătesc partea Domnului cu regularitate. Nu-i o pedeapsă din cauza asta, n-are cum. Doamne, nu sunt vinovat în fața legii, am fost lovit din spate, n-am nici cea mică vină. Păi, Doamne, aici e un plan demonic. E dreptul meu să primesc bani. E dreptul. Am zis, n-am să las pe satana să-mi ia nici măcar cu 100 de euro de buzunar, că s-ai mei și n-are voie să-mi ia. Și am zis, poruncesc în numele lui Iisus ca Asiromul să-mi facă mașina. Atât nu mai spun că e, Doamne, mie. Frații, a doua zi, m-a sunat Asiromul. Că îmi face mașină. Ca și omul ascultă de Dumnezeu.
ca ambasada Americii sau a Canadei, serviciul de la Immigration ascultă de Dumnezeu. Și când copilul lui Dumnezeu are putere să proclame și este îndreptat și să o facă, Dumnezeu răspunde binecuvântat. Dragii mei, cam astea au fost de astăzi cu vederea. Am să facem un singur verset. Și dimineața și seara noapte de oameni de împrunt, vă rog să ne iertați. Dar vreau să închei cu o promisiune frumoasă. Biblia spune în 1 Corinteni, cuvânt care îmi place foarte mult, în versetul, în capitolul 10, cu 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să puteți să da. Amin. Dragii mei, Dumnezeu se jură aici pe caracterul Lui. Dumnezeu care rămâne promite că niciodată nu vom fi ispitiți mai mult decât putem să ducem. Slavă Domnului! El ne promite că nu va fi testul prea greu și că în fiecare test va fi alături de noi. De aceea, în armață, cu toată armătura și Domnul să facă mai mult decât biruitori. Amin! Frați și surori, atunci când ascultăm o predică în casa Domnului, ne gândim câteodată, asta este pentru cutare, sau asta este pentru cutare, asta este pentru cei în vârstă, asta este pentru cei mai bine, dar cred că în seara aceasta putem să spunem, asta este pentru fiecare dintre noi. Amin? Amin. Am să vă invit acum să vă ridicați împreună cu mine în picioare și aș vrea să aducem Domnului un cuvânt de mulțumire, pentru că vrând să ne ajute în luptele pe care le avem de dus, Domnul Iisus ne-a arătat, ne-a dat un exemplu, cum putem să ieșim biruitori și mulțumim Domnului că în seara aceasta ni s-a adus aminte. Aș vrea să rugăm pe Tatăl Ceresc să ne poartă de grijă și pe mai departe. Și pentru că am aflat că unele familii din mijlocul nostru vor pleca în călătorie în săptămâna aceasta, știu de familia Timoce, știu de fratele Fedor împreună cu soția dumnealui, poate mai sunt și alții, aș vrea să rugăm pe Tatăl Ceresc ca mâna lui cea bună să o întindă cu îndurare peste mijloacele de transport cu care vor călători frații noștri. Unii pleacă, alții vin, dar peste tot am vrea Domnul să-și întindă mâna ocrotitoare. Amin. Amin. Ne vom ruga împreună.